Într-adevăr, au demarat lucrările de reabilitare a Spitalului Județean din municipiul Târgoviște, numai că, vedeți dumneavoastră, dâmbovițenii, cetățenii, sunt nemulțumiți. Oamenii spun așa, domne, să înceapă lucrările de reabilitare, este nevoie de reabilitarea Spitalului Județean, nu s-a mai investit aici de zeci de ani, dar să înceapă cu investiții în aparatură și în condiții bune pentru pacienți. Pacienții și-ar fi dorit ca șantierele din curtea spitalului să fie deschise abia după ce ar fi fost rezolvate problemele de dotare și de confort din interiorul spitalului. Să face întâi fațada și pe urmă interiorul? Normal ar fi să se înceapă de la interior, să se termine interiorul și la urmă să facă și fațada. E logic, adică fiecare om la casa lui începe în ordinea aceasta, dar probabil aceștia, nefiind casa lor proprietate personală și nefiind banii lor, încep așa cum... E un lucru bun, ca să zic așa. E o schimbare în bine, zic eu. Să asigură toate condițiile ca bolnavii să fie cât de cât asistați. E ceva normal să fie. Altceva ce să vă zic eu dumneavoastră. Cum era bine să înceapă reabilitarea asta? Din curte în spital sau din spital către curte? De fapt, din spital către curte, se vede. Și multe indicatoare, nu, te încurci acolo, nu mai poți să ieși din spital. Înăuntru să facă ceva frumos și la urmă să iasă afară. Întâi să scape de gândaci, după aia să facă fațada. Nu e normal, nu să stea copiii cu frică că se urcă gândacii pe ei. E bine că-l face, era mai rău dacă nu-l făcea. Că și așa sănătatea e la pământ. Eu cred că era mai important să facă ceva înăuntru, nu pe afară. Mai important e de făcut înăuntru, că nu sunt patul suficiente, nu sunt perne, nu sunt noptiere, sunt gândaci, mizerie. Pe afară nu cred că era așa de necesar cât putea să fie până înăuntru, putea să facă altceva. Dacă o să facă și înăuntru, asta e un semn bun, numai să fie adevărat, că de vorbe era toată lumea e sătulă. Știți cum e, de vorbe toată lumea e sătulă. Facem pe afară și nu există robinet la baie, domnule. Au o instalație de monitorizare. Vremea lor a fost de mult, de foarte mult timp. Asta e bătaie de joc. Nu e adevărat. Am fost aici în acest spital, am făcut practică, am făcut liceu sanitar, am făcut practică în spitalul ăsta. Pe vremea lui Ceaușescu, era mult mai bine. Dar intrați, vă rog frumos, sau să vă aduceți o rudă să moară aici. Nu, ne-a murit nou. Mi-aduc aici o rudă să o fac sănătoasă. Da. Asta când? Nu există un aparat de monitorizare, nu există. Eu mi-aduc tot într-o realitate paralelă și normală. Ce am făcut? Mi-aduc o rudă să o fac bine aici. Da? Nu să o omor. Să o omor dacă vreți să omor. Da, sau așa să fie frumos. Rușine să vă fie. De ce? Pentru că s-a distrus toată țara. Adică ce s-a distrus aici? Păi nu se vede. Nu cu atât, vezi ce și e ridicol. Dar de ce și filmat? Șantierul? Nu, asta este. Nu exteriorul este necesar la oameni. Mă întreba cum o fi afacere. Oamenii n-au paturi pe care să doarme, să dorm doi într-un pat. Duceți-vă să vedeți cum sunt pernele. Nu există perne. Luați-vă acasă și dormiți o noapte pe perna aia. Vă rog foarte mult. Nu am o zi bună. Și nici părinții mei și nimeni altcineva. Să mai stă și obrașnic. Eu sunt obrașnic? Da. Cum o rezolvim eu la